Majestatea sa Margareta a plantat un stejar la inițiativa Jandarmeriei Române. Cu ocazia sărbătoririi a 137 de ani de activitate, Jandarmeria a lansat proiectul 137 de stejari pentru România. La eveniment au participat și caii care au fost donați de Casa Regală. Ce ați făcut în timpul dumneavoastră, Regele Mihai. Și încă o dată pot să vă spun că asta m-a rămas numai în memorie și în emoțiile. Deci mă simt foarte aproape de legătura dintre Casa Regală și Jandarmerie este una veche. În 2019, custodele Coroanei României a donat mai mulți cai care acum participă la misiunile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice. De foarte mulți ani noi facem parte din Garda Regală, participăm la toate misiunile Casei Regale, am participat și la misiunea de cea mai puternică din punct de vedere emoțional. Am condus pe regele Mihai pe ultimul drum, pe regina Ana, am fost în Garda Regală când s-a mutat inima reginei și ne simțim atât de mândri când facem parte din Garda Regală. În cadrul evenimentului, unul dintre sportivii care a obținut numeroase titluri la echitație a fost premiat de majestatea sa, Margareta. A fost o onoare din partea mea, cu care nu te întâlnești în fiecare zi, în mod sigur. Poate cu un titlu de campion te întâlnești mai des. A fost o mare plăcere din partea mea. Totodată au fost plantați și primii stejari în semn de susținere pentru campania ecologică 173 de stejari pentru România. Pe data de 3 aprilie, Jandarmeria Română va împlini 173 de ani. De aici am și ales numele campaniei. Ne-am bucurat să-i avem alături de noi pe membrii Casei Regale, care alături de Inspectorul General al Jandarmeriei Române au lansat această campanie, care se va desfășura la nivel național pe data de 2 aprilie. Aniversarea oficială a Jandarmeriei Române are loc pe 3 aprilie.